Alpine Film Festival a ajuns la a 8-a ediție. Susținut de Catena și găzduit de Brașov, festivalul promovează dezvoltarea durabilă a zonei montane, inspirând publicul prin filme, lansări de cărți, fotografie și dezbateri. Anul acesta, datorită Catenei, suntem la înălțime. Cred că avem cea mai internațională ediție, avem oaspeți incredibili. Avem cel mai mare festival din lume de zbor liber, de la Coup d'Icar se cheamă, care e invitatul special de anul ăsta. Nicolas Terre, care este fiul lui Niol Terre, probabil cel mai mare alpinist care a existat vreodată. Filmele, pentru că filmele sunt pretextul, avem 42 de filme. Sunt bucuros că avem filme românești foarte bune. Am deschis festivalul cu filmul Castelul Crăiței al lui Mărghidan. Am avut David, filmul cu Tibiu Șeriu și cei 20 copii, aventurile lor în pădure. Avem ultima transumanță a lui Dragoș Rumpan, un film fabulos care le-a plăcut foarte mult și invitațiilor din străinătate. Suntem un festival care a reușit să se așeze, din punctul meu de vedere și datorită Catenei, care a fost lângă noi tot mereu. A fost efectiv foarte important sprijinul lor. Pentru copii, tot datorită Catenei, avem turnul de cățăra, care este cel mai de succes eveniment al nostru. E un festival care s-a așezat și e foarte important, cred eu, concept de cultură și educație montană, că multele nu numai frumusețea care o vedem și care ne face bine, există o responsabilitate în spatele acestei frumuseți pe care noi trebuie să o transmitem mai departe, să-i facem pe oameni să înțeleagă că trebuie să fim responsabili ca tot ceea ce vedem să dăm și celor care vin în urma noastră. Turnul de cățărare de 8 metri, powered by Catena, a fost și anul acesta în centrul atenției. Sub supravegherea specialiștilor de la Clubul Alpin Român și a farmacistelor de la Catena, cei mici s-au cățărat cu curaj și au fost recompensați pentru îndrăzneală. Mascotele Catena au fost îmbrățișate cu drag și de cei mici, dar și de cei mari.